Pandemia a schimbat percepția românilor privind traiul în mediul rural, iar 62% din aceștia spun că acum s-ar muta la țară în anumite condiții, în decurs de un an sau doi, potrivit unui sondaj. Conform studiului, condiția de bază pentru a locui la țară este de departe o conexiune bună la internet, astfel încât 69% dintre români spun că aceasta este obligatorie, iar pentru 25% este de preferat. Studiile arată că românii s-ar fi mutat din cauza fricii la țară, pentru a nu lua acest virus. Păi și acolo sunt oameni și acolo, că de la oamenii, de la om la om se contaminează cu virusul ăsta. Din potrivă, acolo la țară sunt condiții mai rele, mai rele. Aceeași cercetare relevă faptul că 59% dintre respondenți au declarat că pandemia le-a influențat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la țară. Păi mai bine la țară, pentru că la țară ai posibilități, aer curat, când aici ai multă poluare și n-ai cum să stai în timp de pandemie între patru pereți, cum stai eu la un bloc pe cameră 4x3, n-ai cum. E foarte frumos la țară. Să mai ai și grădină. Păi cum? Mai pui ce trebuie în curte? E foarte frumos. Și cel mai mult e frumos la munte. Acolo e aer curat. Îmi place foarte mult. Considerați că românii s-au mutat mai mult din teamă de a nu a... Este și treaba asta, că din teamă sau mulți de frică să nu ia pandemia, dar mulți și-au cumpărat case pentru că, nu vedeți, traiul la oraș e foarte greu, din ce în ce mai greu. Ce să facem dacă domnul prim-ministru care e Câțu nu mărește nimic, doar scumpește cu scumpește și să laudă. Migrația din mediul urban în cel rural era un fenomen pregnant chiar și înainte de pandemie. Peste 109.000 de români s-au mutat în anul 2017 de la orașe la sate, în timp ce doar 87.000 s-au mutat de la sate la orașe în aceeași perioadă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Păi, au dreptate. Ce cu pandemia asta? Asta e o prostie curată. Eu așa mă gândesc, că nu e ceva curat. Da? Considerați că românii s-au mutat de frică la sate? Da, cred. Da, că e aerul curat la sat. Cum? E mai bine, e mai altceva. De-aia s-au mutat. Care au unde se muta, care nu stau pe străzi. Da. Stau pe băncile prin parc, dorm pe acolo, săraci, oameni n-au pensii, n-au nimica. Ăsta-s bazuc de oameni. Foarte bine că s-au mutat. O părere bună. Credeți că de frică s-au mutat acolo sau... Poate aerul mai curat, altfel, le populație mai puțină, nu e aglomerat așa. Datorită aglomerației, gândesc, s-au mutat la țară. Cei care doresc să se mute la sat sunt în general oameni ce nu mai sunt legați de un loc de muncă, pensionari sau oameni ce pot lucra de la distanță.